campionat. Da. Cum vezi duelul cu Maccabi, cu Petak Tikva? Maccabi Petak Tikva. Adică, ți se, e o echipă superioară lui Grodno, din informațiile voastre? O echipă bună, dar belorușii în primul meci, repet, au jucat, s-au autodepășit. Nu a jucat voi prost, nu că aveau ei valoare, Cristi. Și asta, n-am jucat la fel de bine, pentru că eram și eu, a fost o oboseală, jucasem cu câteva zile înainte, au jucat aceiași jucători și e greu să faci față, să dai randament după ce ai jucat 3-4 zile înainte cu un adversar care a fost protejat, în afară de deplasarea care au făcut-o pe parcursul a două zile și au ajuns și cu două zile înainte în Cluj. Ei au avut un avantaj din acest punct de vedere, că nu au evoluat. Păi da, la Cristi, da, asta, scuză-mă că te întreb. Vin săraci cu autocarul 20 de ore și ăla antrenorul lor era ca ăsta de la noi. Dar n-au venit 20 de ore un antrenor, adică nu exagerăm. Au făcut escala, da, au dormit undeva. Robert, dar ce ne interesează? Acum, serios, ce ne interesează? Puteau să vină și cu Lennon cu trotineta. Mai înțeles să mai vină. Greu că e din loc. Da, exact. Bine că i-am scos, Cristi. Asta în meciul tur, 80% din duelurile aeriene au fost câștigate de ei. Uh-huh. Asta spune multe. Uh-huh. Da, nu. Dar asta te întreb. Informațiile voastre sunt că pe tactic o echipă mult mai bună? Rămâne de văzut. Adică, sau, Cristi, sunteți... Voi eu am încredere în jucătorii noștri. Sunteți favoriți și cu Petak Tikva? Da, așa cum am fost cu Neman, din punctul meu de vedere, da. Pentru că am încredere în jucătorii noștri. Uh-huh. Și povesteam și cu colegii mei ce jucători de la Neman am fi luat să înlocuim cu unul la nostru. Nu știu dacă... L-a spus și pe lui Smunteanu acolo, nu? Probabil că da, nu știu. Da, da. Da. Deci este aproape de două ori și jumătate valoarea lotului lui CFR peste Petak Tikva. Da, avem un lot valoros din punct.